Mai departe să vedem marcajele karmice pentru pești. Marcajul karmic pentru pești, păi având în vedere ce spuneai tu, că toate planetele sunt aproape toate în zodia peștilor, trebuie să se gândească serios la schimbările pe care le pot face în această perioadă. Deci acei pești care mai au încă dubii în legătură cu această zonă spirituală, în care ei trebuie să se situeze cu ambele picioare, nu doar cu un picior, a venit momentul să se gândească că trebuie să facă pasul. Pentru că altfel nu ne lasă cerul și dacă vrem noi să fim altfel. Pe de altă parte, în planul sănătății, se pot vindeca, în plan karmic vorbesc, toate acele boli care au apărut undeva la jumătatea anului trecut sau în anul 2013. Deci undeva spre finalul anului 2013, acum au sors de vindecare. Și în plan financiar sunt bine susținuți, dar să nu uităm că săptămâna viitoare nu sunt chiar atât de bine susținuți decât în măsura în care au făcut ceva să merite ceea ce va urma în plan financiar. Dacă nu au făcut lucrul acesta, atunci s-ar putea să aibă probleme serioase săptămâna viitoare, să nu găsească posibilitatea să achite niște plăți care sunt imperios necesare, dar mă rog, cu ajutorul astrelor s-ar putea să reușească. Este o săptămână în care alinarea vine în zona sufletească. Ei știu să se ocupe de probleme care sunt la granița între sufletesc și pragmatic. De asemenea, s-ar putea să imagine situații ușor contradictorii, situații pe care nu le pot gestiona cum își doresc, dar sunt puternic avantajați de Venus și de Neptun în semnul lor. Au un soi de filtru în care, prin care reușesc să îmbunătățească anumite lucruri care încep să îi mulțumească din ce în ce mai mult sufletește. Și, practic, atrag către ei oameni care au bucuria vieții, care sunt capabili să, care preferă, de fapt, o viață independentă cu un grad mai mare de libertate, oameni care sunt spirituali, oameni care sunt buni în terapii și așa mai departe. Practic, o lume favorabilă din acest punct de vedere. Ei sunt mai prudenți și mai calculați decât de obicei, pentru că au meditat într-o manieră constructivă și acum au înțeles că este foarte important cum îți aperi liniștea sufletească și nu mai au disponibilitate să-și o tulbure. Practic, vom vedea pești care elimină din viețile lor foarte vehement toate acele persoane care îi tulbură sufletește. Nu sunt nici pe departe foarte îngăduitori cu cei care le aduc sau cei care ar putea să le aducă dezechilibre în viață și sunt mai apropiați față de persoanele apropiate sufletului lor. Se recomandă atenție la orice formă de colaborare, pentru că iată, este o perioadă care a venit cu foarte multe propuneri către ei. Avem acest Pluto, acest Saturn în casa 11-a, destul de multă lume, destul de mult antren în jurul peștilor, dar nu, sigur că da, nu toată lumea este benefică, unii vin cu o încărcătură karmică, către alții vin cu oarecare zonă conflictuală, s-ar putea să-i mai deranjeze anumite persoane din anturajul apropiat, tot ceea ce văd că presupune un conflict major, lecțiile pe care nu reușesc să le asimileze, greșelile de comportament ale celor din jur față de ei, bine ar fi să rămână într-un fel de cameră la care să nu umble prea des. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să se ferească sau să devină prea ermetici social, dar totuși este o perioadă delicată, peștii au altă misiune, ei au o misiune terapeutică, au o misiune spirituală, ei trebuie să se ocupe de sufletele celor care au nevoie de ei. Trebuie să rămână pozitiv, trebuie să rămână foarte puternic încărcați energetic și ca atare și ei trebuie să identifice acele persoane care sunt mai mult într-o zonă care îi perturbă decât îi ajută. Simt lucrurile cu totul altfel, pot primi informații foarte importante la nivel de revelație sau de vis. Iată, este o perioadă în care informațiile vin către pești direct de la sursă, ei primesc tot felul de lucruri pe care le știu pur și simplu, poate înainte de a se întâmpla sau poate chiar într-un mod în care este greu de explicat cum le înțeleg și cum le percep. Rezolvările la problemele financiare vin și ele tot într-o manieră foarte intuitivă, deci practic nici nu trebuie să se gândească foarte mult pentru că aproape intuiesc cum pot face acești bani. Dar totul trebuie privit cu rezervă și aici mă refer la elementele de destin uman, adică să nu intre în colaborare cu oameni care au destine prea grele.
Ei rămân într-o sferă destul de sensibilă, totuși, chiar dacă sunt total, 90% poate 100% orientat spiritual, o concluzie pentru ei. Tocmai pentru că sunt în această sferă a sensibilității, ar trebui să nu acordă foarte mare importanță unor vorbe, unor cuvinte, poate uneori aruncate fără să fie gândite de către cei din jurul lor. Pentru că lucrurile acestea îi poate afecta și poate afecta un anume gen de relații. Și este păcat pentru că oamenii respectivi nu sunt rău intenționați, sunt doar neinspirați într-un anumit moment. Vorbeam despre premoniții, despre vise deosebite, inspirație de natură ezoterică pentru nativii pești și, de asemenea, informații importante atunci când practic nu mai exista nicio soluție. Iată cum peștile pot da altora soluții sau își pot găsi soluții și rezolvări pentru ei înșiși. Totul grație unei foarte corecte orientări spirituale. I-am spus și îi repet, sunt o zodie extraordinar de puternic supervizată la nivel spiritual, cu o mare datorie de a deveni mentor, de a deveni bun terapeut, de a fi cei care îi îndrumă pe ceilalți și de a se dezice de toate elementele, sigur, pentru a-și conserva energia și a putea ajuta cu adevărat toate elementele care îi perturbă. Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru...